Mergem la Palatul Parlamentului, acolo unde Fabian Giulo, propunerea UDMR pentru avocatul poporului, face declarații după ședința Comisiei Juridice. Cum este problema proiectului respectiv, cu da sau cu nu? Practic, în ceea ce privește Constituția României, suveranitatea este trecută la acel capitol care poate suferi modificări, adică nu este trecută la capitolul de probleme intangibile. De ce? Pentru că România a fost de acord să adere la Uniunea Europeană, ceea ce a presupus o cedare de suveranitate. Ori, răspunsul meu este să citiți autodeterminare internă, autodeterminare externă, ce înseamnă. Să nu vă răspund. De ce nu vă răspund? Pentru că în calitate de viitor avocat al poporului, dacă voi fi votat, nu mă voi ocupa de această problemă. Există posibilitatea, prin absurd, cunoașteți conținutul proiectelor inițiate de UDMR de-a lungul anilor pe marginea acestui subiect. Nu cred că va fi o ordonanță de urgență pe acest domeniu, iar dacă nu va fi ordonanță de urgență, absolut legile înainte de promulgare pot fi atacate. Deci nu cred că voi fi eu cel care să se ocupe de această problemă. Dar dacă prin absurd ar ajunge un act normativ cu acest conținut pe masa avocatului poporului, deci, ce va face avocatul poporului cu în acel și moment? Prin absurd nu operăm în domeniul nostru juridic. Dar poate de asta depinde votul parlamentarilor. De părerea mea? Bun, Comisia Juridică a fost scena unor atacuri xenofobe la adresa dumneavoastră. Parlamentari de la AUR spuneau că sunteți un agent maghiar. Există tot felul de astfel de discuții în spațiu public. Cum răspundeți celor care lansează astfel de acuze? Deci trebuie să avem proprietatea cuvintelor. Deci xenofob, psicofant, deci acestea sunt cuvinte prea dure pentru așa ceva. Deci eu provin dintr-o societate multiculturală, vedeți, Universitatea Babeș-Bolyai, unde aceste diferențe sunt recunoscute. Nu aș interpreta ca un atac neapărat xenofob. Deci este o punere neloială în discuția apartenței etnice.